Bicicliștii și pietonii din Iași vor să circule în condiții normale. Aceștia vor organiza la sfârșitul acestei săptămâni un marș pentru a trage semnalul de alarmă cu privire la modalitatea în care se circulă pe benzile pentru biciclete. Acestea ar fi un real pericol atât pentru pietoni cât și pentru bicicliști, pentru că se află la mijlocul trotuarelor și nu pe o bandă distinctă așa cum ar fi normal. Alianța pentru promovarea transportului alternativ Iași va organiza duminică 20 noiembrie un marș al pietonilor și bicicliștilor. Organizația spune că prin acest marș vor cere autorităților să redea trotuarele pietonilor, să desfințeze benzile roșii de pe trotuare și să realizeze piste de biciclete corecte, care să încurajeze în acest mod o deplasare eficientă și prietenoasă cu mediul. Obținem din partea autorităților desfințarea acestor benzi de pe trotuare, realocarea spațiului așa cum ar trebui pietonilor, iar benzile, adevăratele piste de biciclete să fie înființate la standarde europene, la standardele normative în vigoare, după masterplanul pentru circulația bicicletelor care este în prezent în proiectare. Despre actualele piste, APTA spune că nu respectă normele de construcție, sunt înguste, prost amplasate, de multe ori chiar pe mijlocul trotuarelor, construite din pavele întrerupte cu stâlpi pe mijloc și alte obstacole. Ele sunt neconforme, sunt înguste pe alocuri, au obstacole, stâlpi pe ele, tonete, bănci, sunt impracticabile în multe zone și însuși faptul că aceste benzi se află pe trotuar generează o serie de conflicte între pietoni și acești utilizatori de mijloace de transport prietenoase cu mediul, care se soldează cu accidentări și chiar cu fracturi și din păcate, situații destul de îngrijorătoare. La eveniment sunt așteptați sute de participanți, toate categoriile de pietoni, părinți cu copii mici, bunici, persoane cu dizabilități, utilizatori de biciclete și trotinete.